Salut și eu, Anxia, un episod din Clasă Track. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Vom continua cu noua lume, lumea 6-a Ancient. N-am mai jucat până acum, lumea asta e complet nouă, așa că hai să vedem despre ce e vorba. Nu uitați, dacă vă place și mai vreți episoade, nu uitați să apăsați și butonul de like și vom continua. Păi, interesant, până acum nu e nicio capcană. Dacă trebuie să sari un pic cam ciudat. Ok, interesant nivel. Ia uite ce sărituri. Folosești de jetpack în momentul în care mai am nevoie de el. Prindem și puțin airtime. Și primul nivel din această nouă lume a fost destul de ușor. Va rămâne să le vedem pe următoarele. Și mă bucur că updatează jocul ăsta și au băgat lumi noi și nivele noi, pentru că îl ador. Pur și simplu îl ador și mi-a plăcut enorm de mult și prima dată când l-am jucat, doar că nu era foarte mult content. Dar acum, în schimb, ai atâtea abilități cu care poți să testezi nivelele și atâtea nebunii încât, sincer, chiar merită. De ce mă dau cu capul de chestia aia tot timpul? Trebuie să facem un fel de curbă. Trebuie să te grăbești, pentru că aștia nu stau și te așteaptă deloc. Deja din primele nivele începe să fie greuți. Dar e de așteptat, e a șasea lume. Trebuia să ne așteptăm la asta. Vedeți, asta e problema, dacă nu te grăbești, ceilalți pleacă fără tine. Și n-a pus să ajungi. Eu acum, asta trebuie să fac. Opa! Mă țineam bine acolo, mă țineam destul de bine. Așa? No. Hai că reușim. Presimt eu că vom reuși de data asta. Opa, folosim puțin jetpack-ul. De ce faceți, mă, fac accident ăștia? Și din cauza asta n-a pus să ajungi unde trebuie. Așa. Slow motion. Perfect. Iar acum. O. Hai, e bine. Am ajuns. Perfect. Așa, al treilea nivel. Da, mă, să vedem. Chiar așa de greu e? Eu nu cred că e așa de greu. Eu cred că va fi destul de greu. Eu cred că va fi și mai greu. Uitați-vă ce... Doamne. Pot să ajung la gol oare direct? Dacă îmi fac suficient viteză. Ia. În principiu, dacă ăștia s-ar mișca, aș putea să ajung direct la gol. Dacă am suficient de multă viteză. Dar nu se mișcă. Poate dacă mă dau pe laterală, știu că dacă mă dau pe laterală a camioanelor, pot să bag mai multă viteză decât de obicei. Hopa. Hopa. Da, și acum cum își imaginează jocul ăsta că eu pot să ajung pe celelalte camioane? Sunt curios de chestia asta. Ce ar avea în minte jocul să zic el așa? Bă, ar trebui să ajungi pe celelalte camioane. Adică cum? Poate... Oh my god. Glumești? Mamă, uite-te, deci nu. Nu se poate așa ceva. Jocul ăsta e cel mai mare troll. No, cel mai mare troll de joc e ăsta. Dar o să mă chinui. O să mă chinui și o să le trec. Pentru că vreau să le văd. Vreau să văd dacă mai sunt lumi noi. Să-i chestia mare parte. Când bag viteză și ajung unde trebuie, ăia nu pleacă. Când n-ajung unde trebuie, ăia pleacă și nu pot să-i prind. Asta-i, asta nu! Îmi vine să plâng. Hai, încă puțin, încă puțin. Asta-i, asta-i, asta-i! Mamă, ăsta a fost greu rău de tot, deci trebuia să sari de pe laterală și se mai și mișcau în același timp. Noroc de jetpack. Fără jetpack pe nivelul ăsta e cam dificil. Și acum eu trebuie să... Nu mă dau cu capul de alte camioane care îmi cad în cap. Ușor de zis, greu de făcut. Ok. Hai că aici a fost ok, a fost lejer. Dar aici nu mai e atât de lejer. Ok. Dacă ai răbdare, reușești să treci fără probleme. Dacă te grăbești, nu poți. Simt că nu vin... Ba da. Acum vin din ambele direcții. Jocul ăsta e foarte inventiv.
Dar eu n-apuc să ajung, n-apuc să ajung la camioanele alea. Camioane, luați-mă și pe mine. Încerc să mă grăbesc aici, opa! Speram eu să trec, dar nu mi-a ieșit. Sunt foarte curios dacă mai e încă o lume în afară de asta, pentru că dacă mai e, doamne, aș fi cel mai bucuros. Așa? Am zis eu că s-a updatat, nu mă așteptam să fie un update atât de mare, totuși. Dar mă bucur. Hai, asta e câștigul nostru. Asta e câștigul nostru. Bun. Nivelul 6. Hai, încă puțin. Aoleu, ce sale din față, că le văd deja. Ok. Jetpack puțin. Fără jetpack nu cred că aș putea să trec de astea. Ați văzut acolo, de exemplu, îmi era imposibil să trec. Așa de aproape și totuși atât de departe. Asta va presa așa. Ce fac acum? Că aia, da, aia au plecat deja, m-au lăsat în urmă. Pentru că de ce nu? Suntem la 6, nu mai avem foarte mult și terminăm și lumea asta. Vreau să termin neapărat și vreau un episodul ăsta. Dar jocul devine din ce în ce mai greu. Opa. Dacă nu mi-ar mai veni toate chestiile astea în cap, ar fi așa de perfect. Nivelul 7. Asta arată un pic diferit. E același concept de trebuie să sar pe alte camioane căzând. No, și mai vin și chestiile alea și îți dau în cap. Jocul ăsta toate chestiile vor să te omoare. Hai că a mers. Alte camioane. Bum. Asta e șmecheria, asta e șmecheria. Și alte camioane. Iar sărim pe ele. Bum. Hai. Am încredere în camionul ăsta. Alte camioane. What? Nu. Jetpack. Ați văzut ce m-a ajutat jetpack-ul la faza asta? Mam. Se clatină lumea. Se clatină lumea! Amețesc, oameni buni, amețesc! Hai că m-am ținut! Mă țin! Ține-te bine, ține-te bine! Frate, amețesc, ești nebun! Așa, ăsta e al noulea nivel. E o bilă mare care vine spre noi. Ok? Cred că trebuia să... pe bune, trebuia să sar pe alealtă. Eu aveam jetpack-ul și ziceam că pot să evit și pot să mă și întorc aici. Aparent, trebuie să te grăbești și să ajungi pe pista cealaltă. Da, trebuie să fii suficient de rapid ca să ajungi, ca altfel... Opa. Și jetpack! Și cu tot cu jetpack, frate, și nu-mi reușesc să ajung unde trebuie. Nu știu de ce. Să vedem. Să mai încerc o dată. Hai. Oulu! Și acum din nou, aceeași chestie. Și e un singur camion. Hai că a ieșit faza. Hai că mi-a ieșit faza. Ăsta e al nouălea nivel. Al nouălea, doamne, al zecelea. Apa așa. În ce parte? Ce? E o gaură înăuntru, voi ați văzut? Cred că trebuie să prinzi camionul perfect care să intre în gaură. Adică așa. Cum trebuie să faci asta? Nu înțeleg. E o gaură înăuntru acolo, m-am prins acum, dar e extrem de dificil. Trebuie să fii la limită, frate, cum? Jocul ăsta e troll maxim. Și trebuie să sari să nu atingi nicio margine de aia. Da. Exact asta trebuie să faci. Și cum aș putea să fac asta? Nu, cred că o să încerc să fac altceva. O să sar. O să ocolesc tot asta. Și o să încerc să ajung aici. Uite așa. Da, asta merge mai bine decât să încerc să intru prin găurica aia.
Imposibilă, frate, Găurica. Și tot mă calcă Bila. Hai, 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 hai. Întoarce-te, întoarce-te. E bine, e bine, cădem bine. Cădem pe unul, cădem pe unul. Aoleu. Altă Bilă. Am ajuns pe unde trebuie, dar dacă ar porni un camion. Camionule, dă-i bătaie, nu te bloca. Bă, acolo-i golul. What? Acolo-i golul? Așa, de ce pleacă în direcția cealaltă? Nu știu dacă, dacă s-apuc să ajung la gol așa. Voi încerca? Glumești? Am reușit! Nu-mi vine să cred că am reușit. Sci-fi? Lumea sci-fi. Hai să încercăm un singur nivel, să vedem cum e. Nu o să... Mamă, cât de șmecher arată asta. Nu-mi vine să cred că au făcut chestia asta. Îți ia camioanele din față. Nu vine să cred că au reușit să facă atâtea nivele noi și atâtea lumi noi. Doamne, ador jocul ăsta. Îl ador. Și o să luăm și abilități noi în curând. O să fie multe chestii, dar oricum. Ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!